mărimea sexului contează? E cea mai importantă asta. Hai, lăsați-mă azi. Da, toate teoriile, da? E mai importantă ca, nu știu, ca iubirea, să spunem, așa, o... Bă, fără o sex, ce faci? Contează? Ce contează? Mărimea sau nu? Nu, la asta, bă, că... Spuneți așa, în general, în viață, așa, a contat sau nu a contat? A contat și una și alta. Și una și alta? Da. Deci contează mărimea. Contează, da. Nu se poate fără... Nu, că e mică, că e mare, merge treaba. Mărimea sexului contează? În viață, să spunem așa? Domnule, că nu am avut reclamații. Nu ați avut? N-am avut, păcând, nu-mi contă, nu mai 10. și 10 plus. Și 10 plus? Contează mărimea. Păi contează că e țap lapte să dea. Băi, dar ce... Dar ce mă evac? Stați că n-am, ziceți mai concret așa, că ne-ați luat... În general, să zice 22, 24. S-au auzit că chinezii au cel mai mic penix. Ei spun că cel mai mic penix din Europa, asta e ideea. Din Europa crezi că stăm așa rău? Nu știu, nu cred. Dacă vrei zvară și dovadă. Hai. Serios? Dacă vrei. Unde aici? Nu le interesează că... Păi nu, dar acum fără sex ce faci? Să duce dracu în lume. Corect. Așa e cum... Crezi că mărimea contează? Nu cred. De ce credeți că nu e important? Da, nu știu, nu contează mărimea. Ce e important în viață? Să fii sănătos. Normal 10. Și 10 plus. Nu mă lipi cât de mare, cât de mică, important e să fie veselă. Că e mică, că e mare, merge treaba. Păi atunci nu contează. Sau... Am înțeles. Lași femeia o săptămână și ce-i faci? În general, să zice 22, 24. E câte unul din ăsta în alt așa și slăbuți tot ca noi. Și uite că... Spune domnul că poate la picior 22. A zis bine domnul Costă. Domnul Cristi, pardon. Deci cât de mică, dar să fie veselă. Veselă? Veselă, aia. Contează. Deci azi că noi îl avem cam de 12. Cam atât e. 10, 12. Că mărimea contează? Nu. Nu deloc? Clar? Hotărât? Eu așa zic. Veselă și? Veselă și ca lumea să... Să mă ia somnul. Să facă ea treabă, să facă ea treabă. Deci nu doar veselă. Da, să facă și treabă. Vesel, să facă și treabă. Să da și să facă treabă. Nu știu, pentru mine, pentru mentalitatea mea, eu zic mărimea să ai o casă mare. Păi la asta ne referim, Doamne ferește, doar nu vorbi de altceva. Că nu dormi toată casa, dormi într-o cameră, da? Dar spuneți că n-ați avut reclamații, nimic. Domne, eu sunt un conte, v-am spus. Numai 10? Numai 10. Dumneavoastră și cu Nadia, azi la numai 10. Numai 10 plus. Credeți că avem cel mai mic penis din Europa? Eu zic că avem, da. Cam cât de mare îl avem? Așa, procentaj? Nu, în centimetri, să spunem. 100, cât de... Am 40-50 de ani.